Cine este fraier? Omul bun, omul bun este fraier sau omul rău este fraier? Fraier este omul rău. Omul bun nu este fraier. Omul bun, uneori, mai rar, este fraier, într-adevăr. Doar că omul bun, chiar dacă uneori mai este fraier, totuși drumul său este unul bun. Nimeni nu este perfect. Însă omul bun, totuși, merge pe un anumit drum în viață care îi merge pe un anumit drum care îi aduce totuși ceva fericire de-a lungul vieții sale. Omul rău, însă, deși are o fericire mai rapidă pe moment, la un moment dat se duce de râpă destul de tare. Lui îi se pare pe moment că prin răutatea sa, speriind pe mai mulți oameni, zice gata, a reușit-o, a reușit și-o fi reușit el. Dar după aia, încet, încet, își dă seama că a fost tare fraier, că a putut crede că a fi rău totuși este ceva care îi va aduce fericire. Nu. Omul care face fapte rele, până la urmă, ajunge să aibă multă tristețe în sufletul său. Multă tristețe și oamenii se depărtează încet, încet sau chiar mai repede de astfel de oameni. Ajung să fie niște oameni, acești oameni răi, oameni care fac fapte rele, ajung foarte singuri sau chiar dacă sunt pe lângă alți oameni, sunt foarte singuri, chiar dacă au oameni pe lângă ei. Așa că totuși aceștia care tot mint, care se mint pe ei înșiși și mint și pe alții, fură, mai poate unii dintre ei mai și ucid, nu au, cum se zice, n-au așa nicio chestie, niciun respect față de alți oameni, doar puțin de tot față de ai lor acolo. Dar aceștia sunt fraierii reali ai lumii. Niște oameni care se mint și pe ei înșiși, care ar fi cine știe ce, îi mint și pe alții și păcălesc și pe alții, și pe alții păcălesc și unii iarăși fraieri, cred că aceștia sunt cine știe ce, când de fapt nu sunt în niciun caz ei, acești oameni răi, nu sunt în niciun caz cine știe ce. Au ei bani pe moment, dar după aceea ajung ori la închisoare, ori cine știe ce probleme în familie, foarte mari. Copii cu probleme mari de sănătate pot avea acești oameni care tot păcălesc și fac tot felul de rele. Așa că, totuși, oamenii buni nu sunt fraieri. Oamenii buni, ca să spun așa, sunt cumva înțelepți. Pentru că, până la urmă, e adevărat că omul bun mai are și probleme. Uneori mai mari, uneori mai mici. Dar, cum să zic eu, când vine vorba despre ce crede omul că e ce crede omul că e bine să facă, ei, aici cam, cum să spun, mulți oameni au preferat să fie așa, mai nemernici cumva. Și au zis că le merge. Și le merge până la un punct. După aceea schimbă, devin iarăși mai buni, iar devin mai răi, iar devin mai buni. E așa o joacă cu binele și răul și până la urmă, teoretic, mai apare și o lovitură mai puternică care sperie. Cam așa e lumea. Oricum, oamenii sunt uneori mai buni, uneori mai răi, uneori mai buni. Nu știu dacă la un moment dat o să fie o lovitură atât de puternică încât oamenii o să țină minte asta mii și mii de ani sau eu știu, adică omul să fie lovit atât de puternic încât după aia nu o să mai ajungă, adică o să sufle și în iaurt, cum s-ar spune omul. Nu știu dacă o să fie omul vreodată lovit chiar atât de tare, nu știu de cine, de extraterestri sau de altă specie puternică pe aici, sau o să fie niște grupuri de oameni care se luptă, niște oameni se luptă cu alți oameni și răul va fi lovit atât de tare încât nu o să mai îndrăznească pentru mii de ani oamenii să mai ajungă să fie așa răi, așa foarte răi sau cum se spune. E bine să știm de frică și mai bine să știm și de altceva decât de frică, pentru că nu doar cu frica se rezolvă lucrurile.
E nevoie așa de o, cum să spun, de o învățătură bună. Adică dacă oamenii ajung să înțeleagă că nu contează atât de mult că suferi pentru o anumită perioadă, că pe aici, pe pământ, toți avem suferințe, mai mari sau mai mici. Și dacă suferi pentru o perioadă, nu înseamnă că gata, drumul este greșit, doar pentru că pentru o anumită perioadă suferi. Dacă în inima ta simți că drumul pe care mergi este bun, atunci drumul pe care mergi este bun. Dacă omul simte în inima sa că drumul pe care merge este bun, de ce să mai stea să-l asculte pe unul sau pe altul? Să meargă omul pe drumul pe care vrea el și crede el că e bine să meargă. Ce, nu trebuie nici neapărat să vă luați după mine, să facă fiecare ce vrea, dar ce vrea, pentru că sunt atâția oameni care zic că fac ce vor, dar de fapt se mint pe ei înșiși și așa. Dacă omul însă merge pe drumul inimii sale, cum se spune, pe drumul pasiunii sale în viață, eu știu, au fost atâția oameni pasionați care au făcut lucruri frumoase cu viețile lor. Nu au avut pasiuni de-astea nebune. Au avut niște pasiuni frumoase. Și, sigur, au avut probleme, dar au avut și bucurii. Așa că și au fost văzuți ca fiind oameni destul de buni. Poate n-au fost văzuți ca fiind oameni buni, dar aceștia despre care vorbesc eu și știu că au existat, atât cât știu, nu au fost văzuți ca fiind oameni răi. Au fost mai degrabă văzuți ca fiind oameni buni. Și nu vreau să dau vreun exemplu. Da. Da. Cam atâta. Da. Cam atâta. Asta este ideea. Că unii oameni din România și numai din România consideră că nu e bine să fii bun, că ești luat de fraier. Ești luat de fraier de unii oameni, într-adevăr. Plus de asta, modul în care o anumită persoană. Adică, dacă un om este bun, nu înseamnă că va fi foarte asemănător cu alt om bun. Fiecare are felul său de a fi și e bine să fim noi înșine. Oricum, omul bun nu este perfect, nu e bun în fiecare zi. E nevoie acolo de o bunătate care să nu aducă așa tristețe, nu? Adică, ceva de genul, asta înseamnă să fim buni, să nu întristăm pe toți din jurul nostru, așa. Dacă întristăm pe toți din jurul nostru, nu suntem buni. Nu știu, eu poate sunt mai singuratic, poate întristez pe mulți din jurul meu. Nici nu am nevoie și nici nu-mi place să fiu înconjurat de mulți oameni des. Așa că poate și de asta îi întristez, nu, pe alții, când, dacă merg în fiecare zi, dacă merg undeva unde sunt mulți oameni și merg în fiecare zi, până la urmă mă întristez eu, pentru că nu-mi place să stau printre mulți oameni. Nu mă întristez și pe ceilalți din jurul meu. Dacă stau cu un grup mai mic, mă întâlnesc din când în când cu ei, dacă eu sunt fericit, aduc ceva fericire și în jurul meu. Cam asta e și ideea, să meargă omul pe drumul pe care vrea să meargă și atunci va fi văzut ca fiind bun sau cât de cât bun, va fi și fericit, atât cât va fi și va aduce și fericire în jurul său. De asta omul bun nu este fraier, că este bun și cu el însuși, nu doar cu ceilalți. Omul bun este bun și cu el însuși. Este bun și cu ceilalți, este fericit atât cât este și atunci nu e fraier, pentru că este fericit și aduce fericire și în jurul său și bravo omului bun. Om bun, adică, na, ce să zici? Om bun, adică bărbat bun, femeie bună, mă rog, așa se zice, om. Da, bine, să aveți o zi fericită, să aveți fericire des în viețile voastre. Bună ziua!